Serviciul de investigații criminale face anchetă după ce o jurnalistă de la Radio Târgu Mureș a fost amenințată cu moartea de reprezentantul unui partid extremist din Ungaria. De asemenea, premierul Nicolae Ciucă a condamnat public amenințările și cere măsuri pentru protejarea jurnaliștilor. Corespondentul Antena 3 CNN, Andrei Naiță, are toate informațiile despre acest caz. Andrei, te ascultăm! Bun găsit! Declarațiile ar fi fost făcute la Sfântul Gheorghe în timpul unei ședințe la care au luat parte mai mulți lideri ai partidului extremist Patria Noastră. În ultimele zile aceștia s-au aflat într-o vizită în Ținutul Secuiesc. În acest context, scrie publicația maghiară Telex, există o înregistrare audio în care numele jurnalistei maghiare de la Radio Târgu Mureș, Böröka Paraska, este menționat de două ori. Unul dintre reprezentanții partidului Patria Noastră, Barna Barta, ar fi spus, făcând referire la jurnalista de la Radio Târgu Mureș, că dacă maghiarii nu pot spânzura astfel de oameni, nu-i pot elimina dintre ei, atunci nu e de mirare că am ajuns unde am ajuns. Apoi politicianul maghiar mai spune că este o jurnalistă teribil de inteligentă, dar că nu a văzut în viața lui un ticălos mai mare, mai dezvăluie publicația Telex. Față de aceste declarații, reprezentanții partidului Patria Noastră au transmis că nu consideră că ceea ce s-a spus este o infracțiune, dar că vor investiga acest caz. Pe de altă parte, jurnalista amenințată a calificat declarațiile politicianului maghiar drept un atac împotriva presei și a postului public de radio, care trebuie luat în serios. Subiectul a fost adus și în atenția redactorului șef al Radio Târgu Mureș și se investighează ce măsuri legale ar trebui și pot fi luate, a mai spus jurnalistul.